Vremea rece de la începutul lunii a întârziat creșterea și coacerea cireșelor de mai, motiv pentru care în piețele din municipiul Târgoviște se găsesc la vânzare cireșe de import la prețuri de 25 de lei kilogramul. Și căpșunele au avut de suferit de pe urma ploilor, iar acum pe tarabe stau frumos așezate cele aduse din Spania sau Grecia, bineînțeles la fel de scumpe. Pofticioșii trebuie să scoată din buzunar 10-12 lei pentru un kilogram. La 12 lei kilogramul. Și cireșele? Cireșele 25 de lei. Cum sunt mai scumpe ca anul trecut, mai ieftine? Păi acum sunt străine, mamă, nu sunt române și sunt foarte scumpe. De ce sunt străine? Nu se mai fac la mâine? Ale noastre nu s-au copt, sunt încă verzi. Și cireșele de mai, așa cum cireșele de mai nu le cumpără nimeni că nu sunt bune de nimic. E numai sâmbure și pieliță de ele. Ploile au afectat? Ploile au afectat mult căpșunile. 10 lei kilogramul. Mai scump, mai ieftin decât anul trecut? Mai scump. Sunt de la noi sau? Nu, sunt aduse din Spania. La noi nu se mai fac? Nu s-au copt încă, ale noastre. Exagerat, ca de obicei, totul exagerat. Cum mai cumpărați căpșuni, cireș acum? Am cumpărat deja de o lună, dar nu au niciun gust. Efectiv, zici că sunt altceva decât căpșuni. Cele cultivate la noi în țară se spune că nu mai sunt bune, că ploile le-a afectat. Nu mai cultivă, nu că nu sunt bune, sunt foarte bune, dar dacă nu mai cultivă nimeni, cine mai cultivă ceva în țara asta? 120 de mii, cele mai ieftine. Le aveți cele mai ieftine de aici în piață? Da, cele mai ieftine, sunt 150. Am înțeles că nu mai puneți mai nimic la ele, nu mai ieșiți în câștig. Comercianții nu mai ies în câștig și le importă, că nu se mai fac la noi în țară. Au apărut și la noi în țară, să fac și la noi, trebuie să apară. Cireșe, apare și căpșuni. Dar cireșele de mai unde sunt? Cireșele care se vindeau în luna mai, pe care le știm de la bunicii noștri. A fost vremea prea rece și nu s-au cupt. Peste o săptămână apare. În această perioadă, oamenii își permit cel mai adesea să cumpere câte o jumătate de kilogram, de poftă sau pentru copii. Cine lumea să cumpere? Foarte puțin, cu jumătate de kilogram. Da. Cum vi se interesează? Sunt foarte bune cele din Grecia. Vi se par scumpe? Foarte scumpe, foarte scumpe. Trebuie să mă lipsesc de ceva ca să pot să... Ne trebuie fructe. Nici mare, nici mic. Acceptabil. Și cât ați cumpărat? Un kilogram. Pentru copii? Da.